gazda dumneavoastră la procesul etapei, Florin Călinescu. Bună seara, dragi prieteni. Vă spune Florin Călinescu de aici, din studiourile de la Bufta, la o nouă ediție a procesului etapei. Era să spun ceva, dar nu mai spun, pentru că sunt destui amatori care urmăresc cuvintele și le interpretează, în loc să le înțeleagă ad literam, dacă nu este o expresie prea pretențioasă la ora asta. În sfârșit, am să intru direct în subiect, pentru că e mai bine așa. Întâi am să vă prezint pe Cristina Enescu, central. Bună. Și Irina Mârț, asistentă. Bună. Acum, mi-aduce aminte că și la spital, la un moment dat, se spunea soră. Unde-i sora? Sora de spital. Și pe urmă s-a intervenit și s-a spus, doamne, asta pe vremea Ceaușescu, zice, ține mai mult de biserică, de mănăstire, soră. Cu tare, zice, asistentă. Mai bine. Cred. Unde-i asistentă? Și apărea câte o mamașă, așa. Ce ai adus pentru domn doctor? Pe cine sunteți dumneavoastră? Asistenta domnului doctor. Și în mintea mea de copil era tot o absolventă de facultate, cel puțin. Așadar, domnul Călinescu, vreau să sărbătorim și faptul că pentru prima dată în istoria fotbalului românesc am avut reprezentante într-o finală de campionat mondial. Urma să spun asta. Da. Urma să spun acest lucru. Nu, vreau să spun că mie îmi plăcea foarte mult tușier. Arbitru de tușă. Păi nu, că sau nu, mai margine. Nu se mai marca așa. Da. Teren. Și acum este asistent, arbitru asistent. E puțin mai bine, parcă. Da. Întrebarea serii, doamnelor și domnilor, este următoarea. Ce echipă credeți că se va califica în turul 3 al acestei ediții UEFA? Aveți 4 variante. Steaua, uite că înainte să o lansăm întrebarea, deja am fost lucrat, înseamnă. Steaua, Dinamo, ambele sau nimenea? Sau niciuna ar fi trebuit scris acolo. Da, nu putem să scrie din cauza softului. Prost soft înseamnă, dacă softul nu ne permite să scriem în limba română, nu sunt de acord. Nimeni. Adică nimeni, cu ce suntem, nimeni în drum, asta nu se poate. Ambele e corect, dar nimeni, nimeni, să nu se califice nimeni. Sună ca dracu așa, ca să mi-aduc aminte de expresia domnului Petre Roman. Interesant ar fi fost dacă printr-un joc al sorții ați fi căzut în turul, aveam sigur o echipă în turul 3. Dacă pica Dinamo cu Steaua. Nu se poate în acea... În această și fază. Dispărea și rubrica nimeni, și ambele. Cum s-o iau în ordinea prezentului? Cum vi se pare echipa din Moscova? Am înțeles că mâine dimineață de asta o să fim mai punctuali în această seară, dar și prieteni să-i permitem și domnului Andone să plece spre Moscova, nu? Da, pentru prima dată în viața mea. Da, Moscova nu crede în lacrimi, să știți. Sperăm. Deci, din ce știu până acum, nu au avut un sezon prea reușit. Dar nu, asta e important. Cluburile ruse sunt foarte bogate, cu jucători foarte valoroși, cu un lot foarte numeros. Poți să ai într-un an, indiferent de valoarea lotului care le ai, o cădere la nivelul întregii echipe, cu 3 schimbări de antrenori. O să vedem mâine seara, că mâine seara o să văd pe viu un meci și efectiv pot să-mi aducem să-mi cresc primele idei. Când joacă ei? Mine seara la 7. Lunea joacă? Na, eu meci televizat, joacă cu prima clasată, e derbiul Moscovei. Ei sunt pe 10, parcă. Ei sunt pe 10 și joacă cu CSKA-ul, care e pe primul loc. Dacă câștigă CSKA-ul mâine, aproape sunt campioni. Mai sunt încă 2 etape. Aha. Deci campionatul lor se termină în noiembrie. Da, știu că a fost și la noi o discuție să se joace pe... An calendaristic. Poate că încet, încet cu ploile astea și cu... Ajungem și noi la concluzia să jucăm... An calendaristic? Da. Cum ar fi? Este o idee. Este o idee. Noi credem că este o... Adică eu cred că este o
întâlnire importantă pentru dumneavoastră, dar și echipa moscovită pare accesibil așa în... Astea sunt primele impresii. Șansele sunt egale, după părerea mea. Cum ați jucat și în retur, și în, și în dubla manșă cu ucrainienii și mai ales astăzi la Brașov, astăzi, nu? Astăzi, da. Sunt eu confuz în capul meu pentru că am văzut atâtea meciuri astea că nu mai știu când s-au jucat. Am văzut și Petrelul cu Faro, am văzut și Bursaspor. Era Hagi cât pe aici să facă și el o lovitură și... O rezultat extraordinar. O rezultat extraordinar, dar echipă mică, bani puțin jucători, cam subțiri și am văzut meciuri în Italia, am văzut vreo două în Anglia și nu mai știam când ați jucat. Dar bine că s-a tăriat. Un meci foarte frumos, un ritm extraordinar și arată o echipă Dinamo bine legată, nu știu, e ceva ciudat. Anormal? Nu anormal, domnul Andone, pentru mine... E ciudat pentru domnul Copos, domnul Călinescu. Da, eu am auzit expresia asta de două ori, când o zici odată, zici, domnule, e o întâmplare. Cea a doua oară e prostie. Deci, pe cuvântul meu, eu am făcut... O zici și anul trecut. Gata, ce v-am anul trecut. Anul trecut nu mă interesează, nu, dar anul trecut sunt conducătorii din Dinamo, deci... ieșeau să-și plimbă căței. Auzi, nu mă interesează anul trecut. Anul trecut era la Sportul Studențesc, da? Nu, atunci... Și atunci eu spun ce e anul ăsta, se da? Se vorbește la nivel de cluburi acum. Da, eu să spun delimitez la nivelul meu ce mă deranjează, dar da? Dar zici și tu ceva de domnul Badă. Nu, eu vreau să reamintesc că și anul trecut... Și odată a fost și astăzi, al dracu ăsta prune acum apărat. Da. De ce nu spune că iară e ciudat? Mi se pare lui multe lucruri necurate în fotbalul ăsta. Au zis că trebuie să spun și câte absurdități au venit și din partea aceea. De... Corect, eu sunt de acord cu tine. Păi, auzi, dar eu la adresa lui niciodată n-am nicio problemă. Adânsului, nu mă scuză-mă că i-am zis lui. Ar trebui să ne respectăm puțin, pentru că el l-a respectat. Da, dar nu cred că a avut pe ceva cu dumneavoastră. Pe Mircea respect foarte mult. De ar fi și culmea acolo. Atunci... Nu, dar nu cred că a fost ceva... Da, problema care e că noi am întâlnit astăzi personal la Brașov o echipă care joacă fotbal. Dacă era o echipă care se închidea și bloca jocul, nu se știe. V-a felicitat după succesul din Ucraina. Marius e un antrenor foarte bun. Nu, domnul Copos. Nu știu că nu... Asta nu mai să mă felicite galeria mea și pentru mine e și foarte greu, stimați respectatori. Mă cunosc cu Ando de 25 de ani și trebuie să... Acum, așa e uzanța. Ne-am căzut de acord să ne spunem dumneavoastră la emisiune, dar da, ar trebui să mă repet la el să-i spun Ando, domnule Andone, deci domnul Copos, după meciul cu Donețcu, v-a felicitat și a fost mândru și bucuros. Dar apropo că mi-am asta aminte, nu vă spărați domnul Andone, mi-aduc aminte că atunci când ați fost instalat la Dinamo, primele declarații au fost făcute despre Rapid. Care e un lider umflat? Haideți să ne amintim. Nu avem nicio treabă cu Rapid. S-o fi referit la Gigi Corsicana. Nu-ți amintești bine, eu am spus că v-am bătut cu o etapă. Domn Costache, era vorba de liderul galeriei, cred. Ce-am spus după meciul cu Rapidul? Eu. Nu, înainte de meciul cu Rapid. Da, eu am avut un dialog cu Mircea. Nu mai civilizat, sub formă de glumă. A fost un lider umflat. Între mine și Mircea se permite. Între mine și Mircea eu o permit. Nu, așa da, ceva. Nu, dar n-a spus vă echipa lui Mircea. Televizorul, puși tu. Nu mai stați că vă iradiază televizorul. Este o situație care ne face să ne bucurăm pentru viitoarele întâlniri Rapid Dinamo sau Dinamo Rapid, cum oricum doriți. Sunt frumoase. Asta fără discuție. Gigi, de tine era vorba, deci de Gigi Corsicanu, ați spus, are un lider umflat, nu? Nu? Nu, doamne ferește. Dar apropo de asta, ați plecat în condiții bune de la Sportul? Eu da, cu părere de rău că... Cu mașina noastră, cu autobuzul? Cu da, nu. Da, că am pe conștiință echipa aia. Câte paltoane ați luat? Sau telefoane? Asta. Cum am antrenat asta? Ca plată, nu mă refer. Că am citit pe ziar că... Eu spun că am lăsat o echipă și niște jucători deosebiți. Așa. Nu, asta era o glumă, nu? Că se plăteau în paltoane sau în celulare. Erau niște cadouri care erau stimulente. Depinde să le înțelegem cum vreau. Dacă îți vine un stimulent la momentul oportun, nu contează ce e. Acum ar fi bune niște umbrele și cizme de cauciuc, zic eu. Diniță, extraordinar. A dat o pasă... Genială. Dar cum e să nu vină finul la Naș? Alegerea lui
Asta a fost Steaua, nu-și dorea. Poate îi se potrivește mai mult Steaua decât Dinamo. Acum nu știu, stau eu să analizez. Este viitorul lui în joc. După 10 după ani de sport, zic eu, ia să vedem ce mai zic telespectatorii despre calificări. A, e un soft moldovenesc, înțeleg. Să nici că mai încet. Hai, softule! Softule! Domnul Falemi, aveți vă bodegă lângă Steaua? De ce? Păi, poate nu știu cei care sună că ați căzut cu Liverpool. Până nu, și două pe care a spus că... Poate cel care administrează softul, nu știe cu butoanele. Probabil, uite, uite, plăieșteanul, da? Până nu și... e plăieștean. Nu e de plăieștean? Nu, de că eu l-am adus la plăiește. De la Chimia București, să spună. A, e București, sunteți bucureștean? La Rapid, nu? Da. Sunteți bucureștean? Da, sunt bucureștean. Dar m-am rămas cu impresia că... Eu am fost actor în Plăiești și m-am rămas cu impresia că v-am văzut acolo, că erați mic. Era, era. De la câți ani erați la acolo, la Petrol? De la 23 de ani am jucat acolo. Eh. 22. Tot micuț erați. Întrebați-l de unde a venit. De unde ați venit? Am venit din... Parcă sunt translator. Vorbim ca în desculț în parc, da. Bine. Când era Robert Redford certat cu Jane Fonda și vorbeau prin instalator, da. Bine. Spune că sunt super... Domnul de la Moscova m-a rugat să vă întreb, domnule, de unde ați venit? Asta seară sau... Nu, 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 la Ploiești. Atunci o să vă rog să-i transmiteți domnului Andone că am venit de la Chimia București. Din divizia C și dumnealui a fost cel care m-a promovat în divizia. Ui. Și pe... Dânsul a spus deci... că a venit la Chimia București și că dumneavoastră l-ați fi promovat din divizia C? Din divizia C, Chimia București. Ați fost antrenor la Chimia București? Nu, nu, nu. Eram la Petrolul și mi l-a recomandat cineva, l-am chemat la un meci amical. Mi-a plăcut foarte mult. Și l-am oprit în lotul echipei Petrolul. Ce spune? Spune că și-ar fi dorit să aibă un jucător ca dumneavoastră la Dinamo, dar cred că nu mai e posibil, întrucât am auzit că s-ar putea să plecați cât de curând în străinătate și dumneavoastră. Tot ce se poate. Ați auzit ceva? Am auzit și eu așa, zvonuri. Puteți să ne spuneți? Mă iau după spusele lui Gigi Becali, care zice că nu pleacă nimeni de la Steaua decât la echipe mari și pe bani... Să dea Dumnezeu. Am înțeles. Deci zice că da. De ce Brașovul și Dinamo au oferit o partidă atât de frumoasă? Păi eu cred că aici vinovați sunt antrenorii și jucătorii celor două echipe. Pentru că sunt doi antrenori tineri, doi antrenori din Nou Val, care știu foarte bine ceea ce înseamnă fotbalul adevărat. Este vorba de două echipe, Dinamo, care este într-un vârf de formă, și noi, care până la meciul acesta am avut niște rezultate cât de cât bune și nu putea să iasă decât un spectacol agreabil. Și gazonul, cum bine acum, ați sesizat dacă ați vrut să vă întreb asta, eu aveam răspunsul meu, de-aia am vrut să evit întrebarea asta. Poate pentru ca să... Sper să nu fie... domnul Călinescu, să nu fie la fel răspunsul ca al domnul Costache. De ce vă uitați în jos? Păi aici vă văd. Păi uitați-vă în față, ca să... E mai estetic, e mai bine ca să par spectatorii să se bucure de privirile noastre direct. Păi și dumneavoastră v-ați uitat prima dată în sus și acum eu vreau să spun și la dumneavoastră. Aici în dreapta, că da. Mi s-a părut că sunteți mai aproape de mine, după aceea am înțeles că tehnic, uitați, acum dacă mă uit așa, pare cineva... E mai bine așa? Dumneavoastră ar trebui să vă uitați stânga jos acum. Nu, așa. Deci cam așa, puțin mai spre, așa, acum ni se întâlnesc privirile, pe bune, vorbesc eu. Răspunsul meu la întrebarea de ce un meci frumos astăzi, poate ca să facă ștearsă amintirea unui meci mai curios dintr-o ediție trecută a campionatului, în care, mă rog, nu erați dumneavoastră acolo, era altcineva. Preda era în poartă, mi se pare, și... Cum? Da. Și astăzi a fost Preda. Știți cumva la ce meci mă refer? Nu. Nu știți? Nu. Vă spun eu imediat. La 4-3 de acum... Și astăzi a fost, da. Alt câștigător. E adevărat, dar a fost un meci puțin mai curios, așa. Probabil remărcile domnului Copos în perioada aia vin, în care... Probabil. Dinamo
obținea victoriile puțin mai greu pe teren. Nu, că aia a fost o înfrângere, după câte știu eu. 4-3. Păi asta și spun, obținea mai greu victoriile pe teren. Da, mă scuzați. E o frază pe care pot să o reiau și cu încetinitorul. Dumneavoastră înși vă ați suferit vreo 8-9 etape până ați... Chiar ați avut la un moment dat ideea să și plecați, nu? E normal când pierzi. Ajunsese să răți agentul 007. La diva. Domnule Prunea. Vă rog. Meciul a fost frumos fără doar și poate, unul dintre cele mai frumoase. Eram puțin îngrijorat față de ninsoarea care a căzut acolo și a așezat Brașovul într-un climat firesc statutului său de oraș montan. Mie mi s-a părut și un meci curat și ușor și greu de arbitrat. Chiar vorbeam cu doamna Cristina Ionescu dacă ar fi făcut față ritmului fizic de la careu la altul. Domnul Crăciunescu zice că da. Bănuiesc că alte nemulțumiri nu aveți. Nu, dar de unde e ideea aceasta de un... Dumneavoastră vi s-a părut un meci curat. Deci dacă la cineva i s-a părut ca fi un meci necurat, părerea mea că ori nu se pricepe la fotbal, ori e imbecil. Dacă poate să vorbească despre asemenea partidă că n-a fost curată. Deci eu nu mă pricep la fotbal, rămâne Maria. Nu, vă pricepeți, nu. Sunt... dar îmi face plăcere, pentru că eu vă admir să... Nu, eu v-am spus dumneavoastră a spus că e un meci curat. Dar acum de ce vă țin? Aveți un telefon la ureche sau? Nu, dar nu vă aud bine dacă nu apăs casca. Țineți casca. Să țin și eu ca să... casca mea e în stânga aici, da. Da. Suntem simetric acum. M-am luat după comentariile unor colegi sau ceva de genul ăsta care reproșau lui Corpodan o eventuală eliminare a lui Alexa și o eventuală eliminare a unui jucător de la noastră, în scapă numele. Cred că vă referiți la penalti, când Alex avea un cartonaș galben. Sigur că vă dați seama, la o asemenea partidă mie mi-a fost greu să mă uit la arbitraj sau să mă gândesc vreo clipă la ce fluieră arbitru. Dar după reala dumneavoastră și eu cred că aici se impunea un cartonaș galben. Da. Al doilea. La faza, la jucătorul nostru, nu știu la cine vă referiți, probabil că dacă aveți faza... Și o putem vedea? Imediat, dacă colegii mei sunt pregătiți o... Dar nu, la ce? Nu am înțeles, Florine, ce spui? Se impunea cartonaș galben la Alexa? Eu cred că se impunea, da. Nu, aș vrea să vă spun că după partidă am avut o discuție cu Sorin, cu Corpodean. Și eu l-am felicitat pentru modul cum a condus această partidă. Și pe dumneavoastră vă felicit pentru modul în care ați adus la ora actuală arbitrajul românesc. Deci nici de cum o idee a mea preconcepută împotriva arbitrilor. Îți mulțumesc mult, Florine. Dar nu aș vrea să discutăm faza asta de la penalti. Am discutat-o și cu domnul Călinescu înainte. Nu vă mai greșesc numele, ați observat? Sunt în progrese mari. Nu se impune acordarea cartonașului galben. Nu neapărat un faul care să produce în suprafața de pedeapsă, pe lângă măsura tehnică care se dă, lovitura de la 11 metri, întotdeauna trebuie să se ia și măsuri disciplinare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Mă scuzați că vă întrerup, dar uitați-vă că el nu-și face mingea în lateral. El mai mult se apropia de poartă. Deci este penalti. Deci el acum se află într-o fază iminentă de a înscrie domnul Crăciunescu. Nu, părerea mea că nu. Dacă nu cade jos. Poftim? Dacă nu cade jos, este o fază clară de gol. Pe unde este gol? Punctul meu de vedere. Nu, lateral. Nu este chiar lateral. Ando, mingea nu se duce lateral. Mingea o ia mai mult spre poartă. Ce cartonaș ai luat tu astăzi când te-a trimis la Niculescu? Puneți faza să vedeți unde merge mingea la mine. Păi haideți că ajungem și la faza aia să o vedem. Dar nu asta este. Părerea mea că este... Ați vrut să interveniți, vă rog. Nu, Florine, crede-mă, așa se trebuie judecat și noi așa le-am dat direcții de la arbitru. Interesant să auzim și părerea domnului. Eu cred că a fost un meci prea frumos să ne legăm de arbitraj astăzi. Da. A fost și un arbitraj, eu cred că și corect. Deci, domnul Florin spunea că jucătorul respectiv nu și-a făcut mingea înspre exterior, dar nici înspre interior nu și-a făcut-o, ca să zici că este cadru, fază de gol. Cred că e mai interesant atunci să vedem cadrul general din stânga, deci nu faza din spate. Poate că prima fază, primul lung e mai convenabil, dragi prieteni. Acolo, mingea în orice caz nu se duce în lateral, se duce spre poartă. Nu se duce spre... Deci dacă... Urge mingea.
Păi, n-are nicio legătură. Mingea nu merge lateral. Brașoveanu să o controleze, că este clar. Nu este în situație, Florine, nu este în situație, nici situație da, de dacă ultim. Dar dacă scapă de Alexa? E situație clară de a scrie un gol. Nu poate, este și un apărător în centru, nu. Poate s-a gândit că prin faptul că l-a împins sau este o comportare necuvincioasă, dar nu. Încă o dată vă spun, este păcat să discutăm la un asemenea meci de arbitraj. Absolut. A fost un meci atât de plăcut încât nu merită. Și a fost un arbitraj, după părerea mea, corect. Un arbitraj bun a fost, nu corect. Mai mult din cei prezenți la meci acolo, dintre colegii mei, mai curând Marius Lăcătuș era supărat... Păi vedeți că Marius Lăcătuș a fost eliminat în urma acestei faze, pentru că i-a imputat arbitrului, eu am fost lângă el și probabil că am înțeles că se aude și pe camerele dumneavoastră. Pe un ton extrem de civilizat această fază, atâta, și el a fost eliminat la pauză. Ca o consecință, vedeți, a acestei faze, poate de asta domnul Lăcătuș a insistat că Alex ar fi trebuit așa, pentru că domnul Corbodanu l-a eliminat pentru că a reproșat și sigur că o fază aparentă nu prea complicată i-a creat o supărare lui Lăcătuș care poate să fie și subiectiv, nu? A, poate să fie. Ești de parte de fază ca antrenor, ți-a pe echipa poate nu trebuie eliminat. Au și trei foarte mari antrenori. I-am văzut și astăzi la Hagi. L-ați văzut și pe Hagi cum era și de... L-am văzut și pe Hagi și pe Dau și pe toată lumea. Supărat, deci nu sunteți? Meciul a fost frumos? Nu, suntem supărați din punctul de vedere al jucătorilor pentru suporterii noștri. Pentru că la modul cum s-au manifestat astăzi, eu cred că meritau să le facem o bucurie. Înseamnă că nici domnul Nicolae nu e supărat, nu? Domnul Nicolae, n-am discutat cu dânsul după partidă și nu știu, nu cred că poate să fie supărat pentru jucătorii lui FCM Brașov. Pentru că noi am făcut tot ce a depins de noi ca să câștigăm această partidă. Ceea ce este important pentru dumneavoastră este că ați făcut mai mult decât Donețcu, nu? Nu cred că are vreo legătură. Nu, ca suporter, eu fac socotelele mele. Deci 3-4 e mai bine decât 2-3. Nu, CEM este 1-0. I-ați antrenat, i-ați întins bine pe... Ați fost și sportivi, nu i-ați... Aveți accidentați? Nu. Nu, deci ați făcut o partidă sportivă. I-ați antrenat foarte bine pe cei de la Dinamo. Și ceea ce ca român este îmbucurător pentru mine este că Dinamo arată o formă foarte bună pentru campionatul nostru și pentru ceea ce urmează pe plan european. Eu știam că sunteți suporterul lui Poli Timișoara, dumneavoastră. Eu sunt suporterul Timișoarei în general. Acum cu Poli știți că am rezervele mele. Da. Dumneavoastră, cu cine ați ținut astăzi, domnule? Eu? Da. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Dar prefer să mă abțin să vă dau un răspuns. Da, de ce totuși? Poate că... Păi, Că încercați. Sunteți bărbați, sunteți președintele unui sindicat. Vicepreședinte. Vicepreședintele unui sindicat. Nu puteam să țin decât cu echipa mea, Brașovul. Păi și atunci de ce ați avut o ezitare? Deci eu am avut ezitare, vă referiți la primul gol. Nu, ezitare în răspuns. Acum dumneavoastră m-ați ajutat puțin în sinceritate. Da. Nu, este plasamentul meu, a fost complet greșit. Dar se fac de-astea în timpul meciului sau pe Florine? Lasă-ne și pe noi, te luăm înapoi la Dinamo, fii boier. Nu are nicio legătură. Nu cred, cu mine nu cred că ești se poate face așa ceva. Ești mai tare ca Del Varte. Aolo, a plecat de la Dinamo? Am avut 4 zile. 4? 4 zile, că e accident. În paranteză, 40? Nu, 4. Uitați golul superb al lui Claudiu. Cu prelungire sau... Nu. Marți în București. Da. Dumneavoastră sunteți cel cu spatele negru, nu? Frumos gol a dat Claudiu. Cât are poarta? 7.35? 7.32. Păi nu se poate un om totuși să ajungă... Toate. Da. Niculescu a avut și o glumă, a zis că o să dea pe ea în genul judecată, domnul Prune. Pe cine? O să dea pe ea în genul judecată, că l-a deranjat. Da. Da. Pe ea în genul invers, o să-l dea în judecată. Nu, e un gol care puțin portar totuși pot să-l scoată. Nu, eu cred că dacă eu eram, eu prin plasamentul meu l-am forțat să dea acolo. Dacă eram
să zic, jumătate de metru mai în stânga, e probabil că încerca acolo. Acum eu vă întreb ca novice, la unghiul ăsta și la plasarea zidului nu trebuia să stați pe colțul lung? Aveți perfectă dreptate. Mulțumesc frumos, mi-am luat și categoria de antrenor, doamna Popa. Da, păi așa m-am gândit și eu, dacă zidul stă așa, portarul trebuie să acopere în general colțul. Și dacă Claudiu dădea un scurt? Claudiu dădea un scurt sau ce? Dacă Claudiu juta în colțul scurt. A, deci dacă aborda colțul scurt. Aborda? Aborda, nu știu, pe asta m-au trecut apele. Să poate între bărbați, totuși, sunt foști colegi de, în sfârșit. Aveți dreptate, domnule Brunea, sunteți un gentleman desăvârșit după părerea mea și profesionist, țineți cu echipa la care sunteți și luați o pâine și Brașovul merită și prezența noastră și o echipă care arată cum arată în teren, pentru că la ora asta încep să mă întreb, poate numai Apulum Alba Iulia să mai oprească Dinamo din ascensiune. Sunteți chiar pe locul întâi, așa, din cauza ploii. Sunteți... Dacă mai ține ploaia. Am zis, domn Falemi, dacă mai ține ploaia câteva zile, Dinamo este lider de campionat. De anotimp ploios, ca să spun așa. Poate dacă eram în India, unde țin câteva săptămâni sau luni. Domnule Prunea, eu vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și eu. Aș vrea să profit de ocazie să-l felicit și pe Ando și pe Fale pentru rezultatele pe care le-au obținut cupele europene. Mulțumim, și le doresc succes în continuare, pentru că important este pentru noi jucătorii din țară. Aceste rezultate nu fac decât să crească cota jucătorilor din campionatul intern. Asta spun și eu tot timpul. Deci eu nu ezit întotdeauna să mă socotesc cu Dinamo și cu Steaua pentru ceea ce au făcut câteodată din 4-6 încoace. Dar când e vorba de Europa, nu ezit să fiu și fan Dinamo și Steaua și Rapid și orice, pentru că așa e înțelept. Restul, ca și cronicari sau istorici, trebuie să amintim și lucrurile. Și domnul Andone mai este întrebat din când în când de ce a făcut în finala aia, de ce Marius l-a dus la Valentin și așa mai departe. Deci e istorie, nu putem să trecem. Poate domnul Andone n-ar fi vrut să plece niciodată din ținuturile natale să vină la București pentru o casă și niște cizme sau un grad sau... Ce v-au făcut când ați venit la București? Sergent sau locotenent? Sau... Locotenent, că eram student. Mai sunteți activ? Nu, din 90. Cu ce grad ați ieșit? Capitan. Deci poate că n-ar fi vrut să intre niciodată. Butelie, casă, aprobare de... Aro, de Dacia, ce vă dădeau atunci? Mai multe, da. Corect, vă mulțumim frumos, baftă în continuare. Sunt sigur că Brașovul o să-și revină după... Nici n-aveați ce să-i faceți lui Dinamo, asta este. Mulțumim frumos. Extraordinar, i-am întărâtat peste liști. Dar nu joacă Steaua cu Dinamo, stați puțin, stimați... telespectatori. Deci nu e rezultatul între Steaua și Dinamo. E vorba de Steaua contra Liverpool și Dinamo contra Spartak Moscova. Ando, pleci degeaba la Moscova. Da, da. Mi se pare puțin glumeț, dar probabil optimismul publicului după Ghencea a fost fantastic și poate că pesimismul sau realismul domnului Pițurcă trebuie contracarat cu optimismul fanilor. Și la urma urmei, de ce nu? Că și aia de la Liverpool, i-am văzut astăzi, nu sunt chiar așa, tot două mâini și două picioare, cum se spune.